Mobiliarelor se schimbă, cum cu toții am înțeles cât de important este să ne ferim de locurile aglomerate, așa și proprietarii au înțeles că nu vor avea cumpărători în această perioadă. Totuși, agențiile imobiliare au găsit soluții. Se folosesc de tehnologie ca să vândă locuințele, chiar dacă asta presupune ca potențialii cumpărători să le poată vedea de acum doar de la distanță, în poze și filmulețe. Despre ce este vorba mai exact? Ne spune și ne arată, în special, colega noastră Clara Mihociu. Clara, bun găsit! Bună ziua! Într-adevăr, există metode noi prin care clienții, potențialii clienți pot să vizioneze acum apartamentele și casele pe care intenționează să le cumpere sau să le închirieze, dar mai bine ar fi să vă arăt despre ce vorbim. Practic, sunt agenți imobiliari sau firme specializate care merg într-o locuință care este scoasă la vânzare sau la închiriere, fac foarte multe fotografii din toate unghiurile și creează un astfel de tur virtual. Oamenii de acasă, fără a ieși, fără a se întâlni cu persoane necunoscute și fără a ieși afară unde există riscul de a se infecta cu noul coronavirus, pot să vadă locuința în întregime, în detaliu, fiecare colțișor din aceasta. Pot să facă un astfel de tur virtual de câte ori doresc, pot să revină, spre exemplu, acum putem să vedem și dormitorul dacă dorim, putem să ne apropiem și de fereastră și astfel să vedem ce anume se vede afară, care este peisajul, să zicem, care îl oferă fereastra din dormitor. Și cum vă spuneam, fiecare detaliu poate fi urmărit și de acasă, fără a mai fi nevoit să iasă, mai ales că mulți se feresc în această perioadă să iasă de acasă, tocmai de teama că s-ar putea infecta cu noul coronavirus. Este o idee care este, de fapt, o măsură pentru a fi sigur că nu se blochează în momentul de față piața imobiliară și specialiștii ne spuneau că până acum nu s-a întâmplat acest lucru, chiar dacă sunt mai puțini cumpărători și mai puține persoane care scot case și apartamente la vânzare. Ideea este că se face în continuare acest lucru, băncile oferă în continuare finanțare, birourile notariale încă mai funcționează la fel și unele instituții care eliberează documentele necesare, iar astfel de tururi virtuale nu fac decât să ajute în perioada aceasta ca să nu existe un blocaj, chiar dacă poate se vor înregistra scăderi. Clara, îți mulțumim! Mulțumim mult, Clara! Foarte bună ideea, cumpărător să fie! Știi ce mi-am dorit întotdeauna, ce mi-am dorit și ce? Regret cumva, că n-am și o casă.